frică de apă asta, deci. Mi-e frică, am așa, să nu mă îmbolnăvesc. Să nu... Până acum, dacă n-am avut nimic, până acum nici nu mai am de concurs. Știi cum zic. Ram, bam, 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 bam. Îmi fac și dimineața și seara, și dimineața și seara. Și părul mi-l spăl în fiecare seară, pentru că se face nașpa de la placă. Când bag placa în ei, se îngrașă. Și de la apa asta mi-au apărut și coj și mătrață. La toate fetele mi-au apărut. Eu n-am probleme. Mai pădănesc. Că sunt plină, cred. Nu? Nu se vede. Păi nu se vede, cred că nu am, dar am văzut eu că are valii. Și dacă are valii, înseamnă că am și eu. E, dacă are valii, dacă are Roxana, are și ea. Păi te-ai controlat să vezi dacă ai sau ai văzut ceva în capul tău? Am zis eu așa și mă spun în fiecare zi. Nu mai zic tu așa. Las-o așa. Plâng, râd, mă lung pe bun. Da. Ați făcut papa bun astăzi? Da. Dar nu mai puteam de poftă de fasole și am mâncat aici un castron de fasole și... Da, eu nu am gustat gândit... că ai mâncat. Ai mâncat acolo? Ai mâncat? Am gustat, da. Ai gustat. N-am stat să mănânc, deja mă durea burtă. Am gustat, adică nu te gândi că am luat doar o lingură. Da. Am luat mai multe lingurițe și din găluște și din ciorbiță și din cotlet și din papanaș. Și din prăjituri care le am pe pat și abia știu să mă să le savurez. Foarte bune, foarte bune toate. Ne bucurăm. Bine, la faza cu farfuria nu că m-a deranjat pe mine. Eu spun așa ca și cum trebuia făcut, știi? Da, mi-a mai trecut nouă prin cap că ești așa eram. Că nu știam dacă o să termină la timp, dacă o să fie bine, dacă e gustoasă, dacă... Șervețele. N-ați avut pe masă. Cum n-am avut? Deșteți la bot? N-ați avut. N-am avut? Ați avut doar alea care ați pus tacâmul pe ele. Dar acolo erau suporți, unde e bazuca, n-am mai dat suporții. Am luat decât un dolar de șervețele, că i-am dat 100 și ceva de mii pe ele. Apă în pahare nu era. Hai, gata, lasă-mă în pace cu... Băi, zic, da, zic știu că tu zici, mă. Da. Tina, măi, Tina. Tina, ce fel sună. Tina. 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 Poate mă strigi la Tina și nu îți răspund încă uite. Chris. Chris. Ce mai vă lipseau? Pantaloni negri, cămașa albă. Da. Mă, dar pentru voi, fete simple, a ieșit extrem de frumos și extrem de bine. Da. De-aia am acordat și nuntă maxim. A fost bine, că, adică ne-am organizat, asta mi-a plăcut, am fost chiar organizate. S-a văzut clar, mă, și design și tot ce vrea avea acolo. Avea farfurie, avea față ca lumea. Și cu sosurile alea și cu nebunirile alea pe acolo. Foarte bine. Față de ieri, mă refer. Da. Acum urmează. Și n-a fost ceva complicat, adică a fost foarte simplu de făcut. E simplu, nu? V-ați și încadrat în timp. Și în buget ne-a mai rămas din buget 800 de mii. Și ce n-ați luat ceva de 800? Păi ce să mai... Eu mă numesc Mircea Radu și Zula din Dragoste. Căutați pe cineva? Nu cred. Nu? Sunam la pe aici. Stăm la taclale de ce la a fost astăzi. La bârfă? A, la astăzi. Cu masă. Da. Ce chestie. Da. Și am ajuns la casă și nu mai aveam, că am mai avut noroc că mai avut 2 minute, dar am ieșit și am luat repede unde la Flora. Și după aia gata, a zis, nu mai aveți voie să cumpărați nimic.
condiție puteai să iei 80 de lei, luai panglică că din aia. N-aveam cum, din bani, deci am avut 350 de roni pentru mâncare, da, pentru ingrediente. Și din aia 350 de roni, dacă mai rămânea, n-aveai cum să-ți iei ceva de decor. Pentru că banii de decor erau 150. Trebuia tot de mâncare, nu? Da. Și noi dacă ne luasem tot ce aveam nevoie, nu ne-am dat seama. Da. Oricum va ieși super bine. Mi-a plăcut. Eu chiar am fost obiectiv, deci n-am avut ce să... Asta am spus și la cameră. Singurul lucru care nu mi-a plăcut a fost farfuria cu supă, că a venit singur. Da. Ia, Toma, și mănâncă. Înțelegi? Aia se leapă de aia, ca să nu bagi mâinile pe farfurie. Aia da, de aia se vine cu ea așa, știi? Chiar dacă veneai cu ea așa și nu veneai cu o tavă sau cu... Dar era frumos. Da, știu. E. Înțelegi? Părul prins, frumos. Da. În sfârșit. Oricum ce va ieși.